N-am să vorbesc în niciun caz din ipostaza de scriitor, că nu sunt deloc în ipostaza asta, ci doar a unui prieten sau frate sau confrate, cum ar fi să o luăm, și am încercat în cadrul a ceva pagini să pun sau să repun niște gânduri pe care le-am tot avut pe parcursul anilor, pe care le-am mai scris eu în momentele mele pe acasă sau prin diferite unghiere pe aici, pe acolo. Și atunci oamenii au fost interesați și de pe blog, și atunci am pus cât mai multe elemente într-o carte, plus elemente noi, bineînțeles, pe care le-am, lucruri pe care le-am scris și nu le-am publicat. Cărarea Universului e o cărare către suflet, în primul și în primul rând, că despre asta e vorba, e o cărare a unui univers interior și noi le avem pe amândouă, în mod paradoxal, nu trăim și un univers interior și un univers exterior. Cred că aranjamentul acestui univers exterior în care noi ne întâlnim aici, nu? Unii cu alții, depinde foarte mult de acest univers lăuntric, de suflet, de starea aceasta sufletească. Mulți dintre noi avem impresia că starea de bine este doar o stare exterioară de bine. Să ne simțim bine, să ne fie oameni apropiați bine, să mâncăm bine, să avem lucrurile bine în viață, lucruri care sunt exterioare. Bineînțeles că oricât am merge la sală, oricât am merge la solar, oricât am fi de frumoși, oricât am fi de aspectoși, oricât am fi de rafinați, de culți, fără o putere lăuntrică sufletească, fără o dezvoltare lăuntrică sufletească a noastră, a fiecăruia, în parte, viața e degeaba. Poți să ai 100 de tone, poți să fii un om extraordinar de puternic și poți să suferi de o clipă de anxietate. Poți să suferi de o clipă de un atac de panică, poți să suferi de o clipă de slăbiciune lăuntrică totală și atunci masa musculară și puterea verbului și a cuvântului nu mai are, se pierde. De ce? Pentru că sufletul e foarte zbuciumat, e foarte anxios dacă tu îl privezi, bineînțeles, de multe lucruri. Și asta poate să înseamnă meditație, poate să însemne rugăciune, poate să însemne ajutor, poate să însemne binevoință față de ceilalți. Lucrurile astea când încep să dispară din noi, încep să apară alte rigidități. Că doar vorba aia și criza asta pe care o trăim noi economică, inventată, neinventată, oricum ar fi, o resimțim toți pe buzunarele noastre, ea n-ar mai fi o dramă dacă sufletul lăuntric ar sta foarte bine. Nu e deloc o dramă, nu, dacă ne uităm la o plasmă frumoasă, dar e o dramă dacă înlocuim plasma cu un televizor sport alb-negru 1980. Diferența de plastic creează o suferință lăuntrică, sufletească. Avem un telefon mobil, un iPhone 5, dăm 30 de milioane de lei pe el. Alți români sunt și mai inteligenți și chiar își fac credit la bancă pentru un telefon iPhone de 30 de milioane și se întâmplă să ți-l pierzi. Suferi de nu mai poți, după un iPhone 5, o altă bucată de plastic cu niște integrate ce-o avea în ele, și suferi de nu mai poți și îți faci o grămadă de nervi, ajungi acasă, poate scandal și în familie cu nevasta și cu copii și cu tot. Se elimină o carte, ce vreau să spun, cu exemplele astea care unele pot fi amuzante, că omul se risipește și își risipește energii sufletești deosebite pentru lucruri care nu reprezintă nimic. Materia e iluzorie, o adunare de atomi diferită într-o structură moleculară sau alta. Atât. Restul, nimic. După aceea, mai departe, bineînțeles că dezechilibrându-ne înăuntru, lucrurile din exterior încep și ele să vină în dezechilibru către noi. Trăim oricum niște timpuri, chiar dacă 21-12-2012 n-a adus o catastrofă pe care toată lumea și-o aștepta cu inima la gât și unii chiar au fost deprimați, domnule, nu s-a întâmplat nimic, cu măcar un asteroid, măcar o stea căzătoare, un mic cutremur, ceva, nu s-a întâmplat nimic și e firesc, pentru că e vorba de o deschidere lăuntrică sau de o abordare a minții sau a sufletului sau cum vrem să o luăm noi, și aici e vorba de o transformare gradată a fiecăruia către rău sau către bine. Evident, nu putem să avem impresia că gata din 21 decembrie 2012 suferim toți de o expansiune de conștiință atât de mare încât dacă cineva din momentul ăsta, pac, vine și mi-arde o palmă, eu în secunda următoare după 21-12-2012 voi întoarce și obrazul celălalt și voi spune te iert, fratele meu, îți întorc și obrazul celălalt. Nu se va întâmpla niciodată așa ceva, nu?
Adică așa, de pe o zi pe alta. Să n-avem impresia că 2012, 21 a 12 a 2012 ne aduce mântuirea, pac, dintr-o dată. Să n-avem impresia că discuțiile astea de channeling, și putem să discutăm mult despre ele, sunt niște metode care, pac, imediat îți aduc revelația și mântuirea. N-au, bineînțeles, niciun fel de legătură. Vedem, încercăm să vedem lucrurile parcă intenționat într-o altă direcție, în loc să vedem direcția în care ne aflăm acum. În loc să vedem ce se întâmplă real în jurul nostru cu Codex Alimentarius, spre exemplu, despre care dacă vorbeam în urmă cu 10 ani și spuneai, domne, știi că o să se promoveze o lege, o să se abroge o lege în care o să fie interzise vitaminele, lucrurile naturale, cu afară și așa mai departe, terapiile. Fugi, domne, de aici. Domne, vorbesc serios, asta era o discuție pe care o aveam cu mulți prieteni ani în urmă. S-ar putea să intre substanțe nocive care să stropească alimentele și așa mai departe. Fugi, domne, ce o prostie. 2009, 31 decembrie, o zi de muncă pentru parlamentarii noștri, 31 decembrie, s-a abrogat legea și a intrat în Parlament. Suntem prima țară din lume care experimentează inițium pe populație, injectându-l și stropind cartofii și strugurii deocamdată și roșiile în toată țara. Avem, asta e un canal, dacă ne-am citit în altă parte și am vedea ce spun și Sfinții Părinți, că în timpurile din urmă mâncarea și apa va deveni otrăvită, putem să ne apropiem de adevăr. În America se infiltrează fluoruri, spre exemplu în apă, tocmai pentru ca dinții să fie sănătoși. Unde? În pânza freatică. După aia avem mai departe semne care se întâmplă în jurul nostru, dar noi așteptăm extraterestri din cer și așteptăm comunicări cu Tobias sau comunicări cu alte entitate de pe cer despre care ni se vorbește cu iubirea. O iubire care de foarte multe ori, din păcate, este pe pereți și oamenii nu-și dau seama de lucrul ăsta pentru că nu au nici măcar un background, să-i spunem un fundal cultural ortodox creștin în spate. Este deplorabil să vezi la televizor că îl întrebi pe unul pe stradă sau pe altul, că e vorba că e tânăr sau că este puțin mai bătrân sau că e bătrân și că îl întrebi ce sărbătorește de Crăciun sau de Paște și el habar n-are. Se gândește numai la sarmaua sau la mațul umplut cu niște carne tocată. E deplorabil că se întâmplă astfel. Evident că dacă unul ca asta și unul ca asta suntem mulți, ajunge să-i spună cineva că vorbește prin comunicări cu cineva de pe o altă planetă, de aici mai departe e al lui, cum să spună. De asta tot timpul eu spun și în cartea mea și peste tot unde mă duc, ca oamenii să aibă foarte, foarte, foarte mare grijă în locurile în care ajung și la informațiile care le trec pe lângă ureche. De asta și spun că parcă se divertează cumva lucrurile într-o altă direcție. Avem aproape de noi construirea celui de-al treilea templu al lui Solomon. Nimeni nu vorbește de asta, că nu e foarte interesant, dar este cel mai mare semn al nostru, al creștinilor. Nu știu dacă noi toți de aici suntem creștini. Nu? Suntem? Cred că în majoritate, nu? Cartea, de asemenea, și ea este văzută tot din prisma unui creștin ortodox asupra lucrurilor înconjurătoare și chiar asupra ezoterismului cu care mă ocup de ceva vreme sau practicile din zona asta, pe care și eu le-am studiat și m-am gândit asupra lor cât de în regulă sunt și cât de neînregulă sunt, nu raport cu ortodoxia ca religie, ci în raport cu lucrurile substanțiale fundamentale din spate. Și de foarte multe ori, multe lucruri nu se pupă. Și e adevărat asta. Și de asta tot timpul toate lucrurile trebuiesc văzute cu foarte mare băgare de seamă. Entuziasmul spiritual e bun, dar un entuziasm spiritual pe pereți, numai de dragul spiritualului, chit că vorbim de dragi, chit că vorbim de îngeri, chit că vorbim de niște extraterestri, care de fapt tot niște demoni mascați sunt, entuziasmul ăsta la un moment dat trebuie stopat și trebuie oprit. Dacă l-ai la 3 ani, este de înțeles. Dacă l-ai la 30 de ani, spunea Petrețuța, mi-am luat aminte, menționând această vârstă, o chestiune foarte frumoasă. Spunea, domnule, dacă ești comunist până la 30 de ani, este de înțeles. Dacă ești comunist după 30 de ani, înseamnă că ești de-a dreptul imbecil. Și asta era o adresă, evident, și la adresa, erau trimite și la adresa maturității. Un om până la 30 de ani este îngăduit să facă imbecilități în limbajul lui, dar după 30 de ani, când omul începe să se maturizeze, trebuie să țină seama de lucrurile astea. Avem un alt lucru, cipuirea. Lucruri despre care, iarăși, ne-au mai trecut pe la ureche, parcă puțin ne-au înspăimântat, dar
Știți cum spunea un duhovnic mie mai de mult la o mănăstire foarte faină de pe lângă Piatra Neamț? Diavolul se insinuează. Și adevărat, se insinuează. Avem chipurile, avem tot ce se întâmplă acum cu buletine, carnete de conducere, pașapoarte. Urmează mai departe și acel mic chip, nu știu dacă ați auzit despre acel very chip, acel very chip mic, care e cât o boabă de orez și fără niciun fel de pericol și cu toată siguranța se bagă în mâna dreaptă sau pe frunte, se pune, sunt două locuri, ori pe mâna dreaptă, ori pe frunte și toată informația noastră genetică, biologică, medicală, socială, economică, toate se regăsește acolo. Au apărut clipuri și în America, le-am postat la un moment dat și la mine pe blog, foarte interesante deja cu reclame la acest vericip, în care ți se spune în engleză un doctor impecabil cu ochii albaștri, într-o frumusețe mefistofelică pentru cine a citit Faust și spune cu chipul în mână, cu un zâmbet foarte ironic și spune: "Do you think that something so small can connect you?" Ce crezi că poate ceva atât de mic să te conecteze? Și evident că lucrurile vin, se insinuează bine. Ai că văd o criză de diabet pe stradă. Te-am scanat? V-a speriat. Este? E bine dacă v-a speriat, că înseamnă că e ați înăuntru. Da? Imediat te-a scanat și a dat seama, domne, uite, o mare probleme de diabet, îi dăm în secunda imediat următoare problema ce trebuie administrată. E unul despicat în bucăți, un soldat despicat în bucăți pe front, l-am scanat, știm cine este, nu mai este eroul necunoscut, este eroul cunoscut, datorită, nu. Și de aici mai departe avem bunicul bolnav de Alzheimer, pleacă de acasă, nu mai e nevoie să lipește afișe, să nu știu ce, l-am detectat imediat prin satelit, îl vedem. Lucrurile astea deja probabil știți, cine vrea să-și cumpere un animal de rasă cu pedigree, n-aveți cum să vă mai cumpărați dacă nu-i cipui. Știți asta, nu? Bun. De altfel, acum 2000 și ceva de ani, Sfântul Apostol Ioan ne și spunea, nu, despre lucrurile astea. Că va veni vremea când se vor pecetlui oamenii, pecetlui, pe mâna dreaptă sau pe frunte și că nu se va mai cumpăra, nu se va mai putea vinde și nici cel bogat, nici cel sărac nu se va mai putea mai. Asta înseamnă că probabil vremurile cumva se apropie, nu? Vedem că vedem că chipul ăsta e al naibii de adevărat. Vedem că în spatele acestui chip, într-adevăr, fundamentat este 666 ca și cod de recunoaștere al acelui tip de cod de bare. Deci se apropie. Cel mai mare semn din istoria noastră, na, creștină, și nu e vorba de semn și nu e vorba de profeție, vedeți dumneavoastră o chestiune interesantă. Sfântul Apostol Ioan n-a fost numit profet. El nu a făcut profeții. Maica Domnului nu face profeții. Sfinții Apostoli nu fac profeții. Sunt adevăruri. Profețiile au fost până la Hristos, pentru că adevărul n-a fost revelat. Din momentul în care adevărul a fost revelat cu prezența Sfântului Duh, cum zice foarte frumos Părintele Paisia Ghiuridu, zice, dacă până la venirea lui Hristos Sfântul Duh venea așa din când în când, în cazuri excepționale, Ilie, Moise, și ea adumbrea sau pătrundea în ei. Pentru cine se botează, Sfântul Duh este ca un ștecăr băgat în priză permanent de la venirea lui Hristos. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le cugetăm, să le conștientizăm noi în suflet, să spunem lăuntric, fiecare acasă. Nu neapărat la biserică. Și la biserică. E bine, e frumos să le gândim, să le discutăm cu preotul, să-l întrebăm pe preot, să ni se explice, dar mai ales să cugetăm acasă. Important de aici ce e mai departe? Că o să vină minciuna, o să vedem pecetuirea asta și se spune și în Biblie la fel că problema va fi că nu va fi impusă. Chipul nu va fi impus. Problema va veni de la pântece, de la strângerea pântecelor. Evident că dacă cineva se gândește acum că poate trăi fără buletin, fără asigurarea medicală, fără certificat de naștere, ne gândim că nu poate de fapt exista în societate. La fel se va întâmpla și atunci, care probabil că acest atunci va veni în curând. Americanii au început cam de vreun an și jumătate să producă 1 miliard de chipuri pe an. Deci ne apropiem, e repede. O altă chestiune, cel de-al treilea templu de al lui Solomon, cea mai mare, nu, adevăr al nostru,
se construiește, sunt toate pietrele luate deja din loc de unde n-a mai călcat omul, tăiate cu metodele de piatră, deci în care nu s-a băgat metalul, toate sunt numerotate ca la Lego, să le asambleze. Puteți să intrați pe internet, că nu vă spun prostii, să intrați pe www.thethirdtempleofjerusalem.com, o să vedeți acolo, deja sunt făcute, sunt făurite, costumul marelui preot, care nu pentru în religia noastră va fi anticristul, toate obiectele de ceremonial în aur, toate sunt deja făcute. Singura problemă care incomodează este moschia lui Omar, care se află exact pe templul ăla lui Solomon, fiat mama lui. Și problema este că nu știu cum să facă să-i scoată pe arab de acolo. Se spune toată lumea că e de fapt sapă pe dedesubt ca să se surpe și să poată da construcția celui de-al treilea templu al lui Solomon. Deci, așteptăm și acest lucru în continuare. Acum, o altă chestiune, să vă spun, foarte interesantă, pentru că toate lucrurile astea trebuie să ne dea de gândit. Nu să ne dea de gândit că vorbește unul de pe planeta Marte și că ne spune că acolo se reciclează gunoiul matricial. E o informație frumoasă pentru desene animate, pentru alte lucruri, dar ca folos sufletesc e degeaba. Să mi se spună cum procesează energetic gunoiul un prigoană de pe Jupiter. E total neinteresant, chiar dacă vine de la un copil această informație. Pe de altă parte, acum să ne gândim real la o altă chestiune. Cel care a inventat chipul, cardul, numărul de card, codurile de bare și chipurile de acum, știți cum se numește firma, site-ul, compania respectivă? Este foarte pe față, să știți. www.digitalangel.com. Și vă gândiți dumneavoastră dacă este ironic sau dacă este pur și simplu un hazard, să-i spunem, alăturarea asta, nu? De fapte și de termeni. Spunea Hermes Trismegistos în urmă cu 6500 de ani o chestiune foarte frumoasă. Zice, hazardul este un nume dat unei legi necunoscute încă. Așadar, întâmplător nu prea există pe lumea asta. Și să închei în câteva cuvinte, veți găsi în cartea asta mea diferite frământări care sunt ale mele, evident, trăiri de ale mele, acolo cât de bine am putut eu să le pun în cuvinte, acolo unde nu le-am pus în cuvinte bine, vă rog să mă iertați, și găsiți cu siguranță trăirile și stările pe care le-am avut și gândurile pe care le-am avut cât se poate de curat și de cinstit și de onest cu mine însumi. Oricum ar fi, pentru cel care citește, important e să știe de la capăt și de la bun început că ceea ce citește în față sunt izvorâte de undeva, de unde pleacă cu adevăr și cu sinceritate. Nu pleacă cu niciun fel de schimbare sau de încercare, de inserare, de introducere. Nu. Sunt numai întrebările și reflexiile mele personale față de tot ce înseamnă viața asta omului. Fie că ne interesează Reiki, fie că ne interesează șamanism, dar dacă ne interesează asta, haideți să ne intereseze nu sectar, să ne intereseze real. Dacă ne interesează, să-i spunem, magia naturală, haideți să nu, să fac o comparație, să nu mergem la Baba Safta de la Câmpina, la Maria de la Câmpina, care e excroacă. Dacă ne interesează magia naturală, hai să mergem în Bucovina, undeva la o țărancă care ia habar n-are ce e magie naturală, dar cu asta se ocupă. Asta înseamnă un adevăr de rădăcină. Dacă ne interesează și după aia e vorba mai departe și de orientare greșită a omului către lucrurile astea. Că nu e vorba că astrologia sau numerologia sau șamanismul sau lucrurile de genul ăsta sau Reiki sunt în sine greșite. Nu despre asta este vorba. Ci interpretarea omului și raportarea omului la ele este greșită. Dacă tu te apuci de cristaloterapie și e un cristal și încerci să faci terapie și tu încerci să divinizezi cristalul ăla și să te gândești că tu, că prin energiile tale, că prin mintea ta, că manipulezi energia în așa fel încât să-l faci pe ăla bine, să se vindece, să fie extraordinar, asta înseamnă că tu ești cu mamona, că zice Hristos clar. Ori cu mamona, ori cu Dumnezeu. Asta înseamnă raportarea greșită față de ceea ce faci. Raportarea omului, că cristalul ăla este dat în primul și în primul rând înainte, e făcut înainte să apară omul pe pământ, deci el are o istorie fabuloasă, are o putere fabuloasă în spate și este dat să ajute omul. Dar omul trebuie să înțeleagă și să se roage la Dumnezeu ca Dumnezeu să pogoare pentru el vindecare și prin intermediul acelui cristal și prin altele. Și atunci, bineînțeles, cristalul ăla va căpăta putere adevărată. Dacă nu, tu doar vei manipula un chi, o energie pe care
în absolut normal, oare absolut orice este natural în jurul nostru, are o energie pe care omul poate să învețe să o manipuleze într-un fel sau într-alt, de simplu. Să înțelegem că terapiile astea sunt chestiuni care țin foarte mult de tehnică. Ce implică spiritul n-are legătură nici cu cristaloterapia, nici cu Reiki, munca lăuntrică. Eu vă urez tuturor numai bine de aici, mai departe, și cum mă gândesc tot timpul, am avut la un moment dat o reflexie în timp ce, citeam o carte foarte frumoasă despre rugăciunea inimii, Pelerinul Rus se numește, și era o chestiune acolo la un moment dat când spunea un călugăr, declara la Pelerinul, declara la spovedanie și spunea: părintele duhovnic, spune că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că... și spune: să nu-L iubesc pe Dumnezeu, cum să nu? Și duhovnicul respectiv îi spune: și uite, eu m-am gândit când am scris îndreptarul ăsta de spovedanie, că dacă unui om care este îndrăgostit de soția lui, ei se rupe sufletul de dor și plânge după el și caută, îl caută atât de mult și vine să-l îmbrățișeze continuu, îmi dau seama că eu cu atunci cu adevărat nu-L iubesc pe Dumnezeu. Și atunci mi-am dat și eu seama în sine și în sufletul meu, de ce zicea și părintele Arsenie Boca, că cea mai distorsionată și abstractă imagine din capul lui Dumnezeu, din capul omului este Dumnezeu, atunci mi-am dat și eu seama că în mod absolut real și citind o carte minunată, povestea lui Adam și a Evei sau lupta Evei cu Satana, în care înțelegi foarte bine ce înseamnă plecarea omului dintr-o stare de bine care l-a creat Dumnezeu, pentru că lui Adam a început să-i se facă dor de Dumnezeu. Adam se sinucidea în fiecare zi și cuvântul lui Dumnezeu îl punea la loc. O să citiți în carte, editura Herald, dacă doriți, o carte excepțională. Și atunci îți dai seama că, de fapt, cu adevărat, Dumnezeu ți este părinte. Îți dai seama că și prin perspectiva științei de acum, toate genele noastre, toți cromozomii noștri, toți markerii noștri sunt plecați din doi părinți științifici. Sunt numiți Adamul științific și Eva științifică. Toți suntem plecați din doi părinți, ceea ce înseamnă că povestea asta, nu, de care avem impresia că e de fapt o poveste, cred că se poate de reală. Și că există un tată. Și că dacă există un tată, există un raport între noi și tată. E vorba de o entitate. Dumnezeu nu e un copac, Dumnezeu nu e omul, Dumnezeu nu e universul. În niciun caz nu o să poată cineva să mă compare pe mine cu cartea mea. Noi avem impresia că fiecare pagină a cărții mele e de fapt dorul Bem. Nu e dorul Bem deloc acolo. Sunt gândurile mele, poate să fie amprenta mea energetică, emoțiile mele, sentimentele mele, dar în niciun caz nu o să fiu eu. Să nu-L confundăm niciodată pe Dumnezeu cu o plantă, cu o bucată de piatră sau chiar cu noi. Noi putem ajunge în dumnezeiți. Aia e o altă poveste. Dar e o muncă de o viață pentru fiecare. Și omul trebuie să caute experiența vieții, nu să fugă de ea. Cred că lucrul ăsta e cel mai important. Și atunci îmi dau seama că nouă tuturor ne lipsește cu desăvârșire, în mare parte, dorul de părinți, dorul de Dumnezeu. Când pe om lăuntric, fără nicio cultură, fără nicio citeală, fără nimic, îl cuprinde lăuntric un dor de Dumnezeu, ca și cum te cuprinde dorul de copil sau de nevastă sau de soț sau de mamă, atunci cu adevărat poți să spui că începi să te apropii. Când începe să te macine dorul de Dumnezeu, începe să te macine rău și conștiința, începe să te îndrepți. Aici e povestea fiecăruia. Importantă e sinceritatea și adevărul propriu. Atât. Nimic mai mult. Doamne ajută numai bine.